Te-ai săturat să ai echipă slabă pe Ultimate Team? Ei bine, dacă vrei să cumperi coins pe toate platformele pentru FC24, intră pe u7buy.com și folosește codul Gianni la checkout pentru 6% reducere. Totul este foarte sigur și rapid. Aveți link în descriere. Un nou episod din seria de Road to Glory și ultimele 10 meciuri la Weekend League. Da, bine v-am găsit la un videoclip din seria noastră de Ultimate Team. Avem ultimele 10 meciuri rămase aici. Primul episod, genial. 9 victorii, o înfrângere, echipa a jucat fantastic. Vedem ce este și la al doilea. Casillas se împartă, Fernando Hierro, Van Dijk. Mijloc bun, apărarea nu e wow. Adică, e ok. Pleacă Eusebio, Eusebio se duce excelent. Eusebio pasă înapoi și Hagi bagă în poartă. Da, mă, da, 1-0 Hagi din nou. E gol? Mamă, mamă, e gol. Am spamat butonul, am zis că dau pe roșu, nu știu ce s-a întâmplat aici, dar am dat gol cu Werner. Bine, rău de tot. Hagi, frumos cu stângul, 3-0. Chiar necar Hagi, frate, la Weekend League-ul ăsta. Ok, frumos acolo Eusebio pasă, 4-0 Gheorghe Hagi, dar oponentul nu vrea să iasă, nu știu de ce. Da, și marchează și el golul de onoare, 4-1. Ok, și meciul se termină, câștigăm și acest meci, băieți. 10 victorii, o înfrângere, merge mai departe. Următorul oponent cu Schmeichel în poartă, Pacho, l-are și el pe Marchez. Kane acolo, Harry Kane de asemenea, Marmuș. Bă, nu era echipa, dar jucători ieftini în mare parte. Da, bună fază, Rolfo mă trimite acolo după țigări, se face 1-0. Face asta, bă? Ce-mi face? Nu mă așteptam să poată să dribleze așa Harry Kane în halul ăla. Oh, ce pasă! Da? Până tot ăsta e mult prea bun, deși n-are echipa, e prea bun. Nope. Doamne, cât de bine stă în teren, e incredibil ce bine joacă. Oh, și ce pasă, yes! Da, o să se ieșim din meciul ăsta, mult prea bun oponentul, nu știu ce s-a întâmplat, dar a fost mai bun, pur și simplu. Așa că mergem mai departe, 10 victorii, 2 înfrângeri. Ok, ok, Van der Sar, Tchouameni, CB joacă, Ramirez, tu rece, mijloc, și atac cu bombă cu Ham și cu Ronaldinho, greu meci. Hai de viața mea, am chinuit să mă apăr acolo, dar și-a stat ăsta jumătate de oră să bată un corner, dar i-a ieșit cu Benzema asta. Haide, Werner! Pua, ce-a scos. Da, iar mi-am luat la fel, n-am ce să-i fac. Haide, Eusebio! Nope. Da, frumos, 3-0, ieșim. Foarte, foarte bună oponenții în momentul ăsta al jocului. N-ai ce să le faci, e dreptul ăsta n-a fost bun, dar a dat alea două goluri și l-au boostat rău de tot alea cu capul. Ok, 10-3, mergem mai departe. Așa că în inform de Sali, Lucio, Cafu, l-are pe general la nou. A avut noroc la pachete. O, ne dă victoria asta cadou, mersi frate, mersi frumos, ești un drăguț. Mersi Froșa. Da, și câștigăm acest meci. Ok, avem 11-3. Teoretic mai avem șanse la 16. Pentru 14 nu m-aș bate că nu o mari premii și te chinui degeaba. Totuși mai jucăm un meci 2. Să vedem cum este. Dacă le pierdem, desigur că o să mă opresc la 11. Dacă le câștig, continuu. Și să ne dă victoria cadou? Bine, win. Ok, încă un win. Mulțumesc, frate. Respect, respect maxim. Ok, 12-3, nu e imposibil să facem 16, trebuie să facem 4-1. O să încercăm, băieți, o să încercăm. Ok, Petru Cech, oh, Bright Maldini. Mamă, asta are echipă bună. Ronaldinho la 95, grea rău de tot echipa asta. Ok, Eusebio, op! Oh, n-a putut să o bagi Eusebio, pe bune. Bagă, mă, și tu, frate. No, are noroc, are noroc, sare la el, ce pot să fac? La asta chiar n-am avut cum să mă apăr, am apărat bine, dar dacă a sărit la el. Ok, se face 2-0, da? Hagi, frumos, Eusebio și o bag în poartă, 2-1, bine. Da? Marchează Ham, 3-1. Haide! Dacă nu pot să marchez degeaba. Ok, Eusebio acolo. Uite, Sebio nu poate să dea gol, n-am ce să fac, frate. Nu, ești lungește mingea, nu știe să joace. Da, și marchează din nou 4-1. O să ieșim și o să ne oprim acum chat, că... Sau să nu mă opresc acum, nu știu ce să fac. Teoretic mai am șanse la 16, dar trebuie să câștig 4 din 4, ceea ce e aproape imposibil. Hai că atunci când nu mai am matematic șanse, atunci mă opresc. E foarte, foarte greu, frate. Dai de oponenți buni, care mai au și echipe geniale, adică... Ca să câștig și eu meci mi-ar trebui și un jucător top tier în afară de pe Eusebio, că na, pe Eusebio oricum nu e
chiar top tier, că nu vă l-are deja toată lumea. Hai să vedem următorul oponent. Poate câștigăm 4 din 4, cine știe. Maldini, Akanji, Lam, Bruno Fernandes. Uite, ezi, dar un Cruyff are ceva, are jucători ăștia, un jucător diferit, frate. Uite, l-are pe Cruyff ăla care e câteva milioane bune. Un ăla mi-ar trebui și mie, un jucător bun care să facă diferența, gen să fie next level. What? Nu știu cum a trecut aici. Nu, chiar nu știu cum a trecut Graham Hansen. Da, marchează, o să ieșim, nu putem să le facem față, chiar nu pot să le fac față, greu rău de tot oponenții ăștia, echipe mult prea bune, ne oprim la 11 uniuri băieți, un rezultat ok, merge și așa, dar greu rău de tot episodul ăsta, hai să mergem să dăm victoriile cadou și revenim cu pachetele. Ok, rang 5, ca de obicei băieți, 3 player pick, urcam pe MX pack, 85x2, rare player pack, pachete bune, începem cu player pick-urile astea, 1 din 4, 84+, iar în primul vine... ok, inform 85 nașva. Al doilea, haide. Nu mai am așteptări la ele că oricum sunt slabe. 86 OVR pare. Ar fi putut să bage 85+ pe RP-uri, așa mi se părea normal. Al treilea, 86, da. 286, un 85 foarte, foarte slab. Dar avem cam pe MX pack-ul ăsta cu 87+. O să facem cu play reveal, cu stats reveal de fapt. Ce stats-uri are primul jucător? Ok, 80 physical, slăbuț, slăbuț. 85 defending, s-ar putea să fie un left back sau un mijlocaj defensiv, ceva de genul CM. Dribbling-ul foarte mic, passing-ul mare, shooting mic, pace-ul decent. E trecut Alexander-Arnold, da, am avut dreptate, era un fundaj lateral. Al doilea, hai să vedem, ce staturi are, stai așa. N-are aggression, dar are strength, jumping, stamina, bine rău de tot. Ok. Ok, 87 dribbling, 81 passing, 89 shooting, 93 pace. Ciudat card, e future star. Ai, Holland, ok, Holland, ciudat card, nu e cine știe ce, ok. Mergem la următorul. Care pare că are physical tot mare, nu, are 80 physical, strength mid, dribbling ok, shooting nașpa, pace mic, e slab, este tot feature star, e Pablo Barrios. Și ultimul este, ok, din nou physical, pare că e mare, cred, are 86 physical, 85 defending, dribbling slab, pace bunicel, dar nu e jucabil, clar. E tot feature star, este pacea asta. Bă, nici nu știu pe cine să-l iau. Hai că le iau pe Holion. Ăștia doi am deja, le iau pe Holion. Aproape facem și 1.000.000 de coins acolo și hai să deschidem pachetele de la Weekend League și cred că am mai făcut și ceva la obiective. 100%, n-avem cum. Și avem un rare player spec, 12 jucători, 12 rar, toți 3 double de sigur. Hai să vedem ce prinde la acest pachet. 3 double este walkout, ceea ce e destul... e de la nou? E Dempsey, cred. Da, cred că Dempsey de ăsta, cum îi zice? Hiro Golasso. Aba, nu. Ai, la fel. De ce am avut impresia că e... Nu știu de ce am avut impresia că e Hiro de ăsta. Mi se pare că e cu portocaliu așa, dar era doar cargol simplu. Am înțeles. Mai departe avem un Ultimate Pack, 30 jucători, 30 rari, 2 jucători walkout și ar fi ok ca să faceți și niște bănuți după urma acestui pack. Nu e nici măcar walkout, o să-i dăm skip, că nu vrea jocul să ne dea nici măcar walkout din pack-ul ăsta, doar 84 OVR. Și avem un 85x2 în care o să pice Parejo sau Dybala. Ia să vedem. Ok, walkout, da? Este tot gold, Anglia, right wing, Saka sau Mead, unul din ăștia doi, cred că o să fie doar un singur walkout. Dar mereu dă... un singur locaut din pachetul ăsta 3 double. Niciodată nu cred că am văzut double locaut din 85x2 3 double. Mead și cu From Sasta. Dar ar trebui să mai avem ceva pe ei, zic eu, nu? Că sigur am făcut ceva obiective. Da, ia uite, hau, bine pachetele astea. Stai că acum avem pachetele bune, nu de la Weekend League. De la obiective vin pachetele bune, băieți. Și aici, uite ce pachete luăm. Vedeți că luăm pachete bune, rodă tot aici de la asta. Și că o să facem și un Nikon, băieți, că sigur luăm niște fodor buni. Tia, din ăsta? Ok, din ăsta vine. Și din ăsta vine Portugalia CB Ruben Dias. Bun, Ruben Dias. 89 VR, poate da blockout? No, doar Ruben Dias simplu aici, băieți. Ok, nu știu dacă l-am duplicate, îl avem duplicate, așa că îl băgăm la icon pick-ul ăla. Encore icon pick care conține Thunderstruck, Winter Wildcard, Stotty sau Future Star icon. Nu avem base icon-ul, ceea ce e destul de bine. Ruben Dias îl băgăm la echipa de 88, cere o echipă de 88 și două de 87, destul de mari cerințele, dar și pachetul pare foarte interesant. Ok, am făcut frumos echipa asta de 88 VR, mai avem două de 87, dar nu prea mai avem fodor, așa că sper că îmi dă și mie în pachetele următoare. Da, și avem un 80x10 mai departe, 10 jucători 80+, haide, walkout maker. Da, avem walkout și
Nu, bă, dar nu dă Hero de ăla sau Icon Schmecker. Ok, e Bernardo Silva asta, clar. Poate double lockout ar fi genial dacă ar veni. Da, vine double lockout. 88 și un 89-90 și e perfect. E perfect, ați pot să fac și Icon picul ăla. Haide, și e Oblak 88. Merge și asta, merge și asta. Oblak și Bernardo Silva. Următorul pack, un 81 ori 11. Ăsta e bombă. Fiți atenți că ăsta dă ceva ca lumea în el. Ia, ce e? Ce e? Inform? Ce naiba e ăsta? E Vanezir 85. Inform. Să mergem mai departe la un 83 ori 10. Mamă, n-am mai deschis de mult pachete de-astea. Sunt decente. Ar trebui să dea cel puțin 2 jucători walkout dacă e pachetul norocos. Și pare că e norocos. Statele Unite, CAM, Lavel aia încă o dată. A, stai, e Hero. Hai, Dempsey la nou. Dar de ce n-are animație, șmecheră? Ok, Cancelo și cu Dempsey, dar n-are animația de Hero care trebuia. Random rău de tot pachetul ăsta. Dempsey, 22 de K, da, nu e wow, și Cancelo, ieftin. Și de rima cu și un 85 plus cu jucătorii de mai aveam la Duplicate. Hai să vedem ce prindem din acesta. Icon Cruyff, cum ar fi. Și vine 87 Majri, da, nu e rău. Da, mergem acum și deschidem un 84-5, 5 jucători 84 plus, de obicei sunt pe pachetele astea. Acum din nou dă walkout și ia și Hero de la nou. Ce e Germania, CB, cred că e Kohler, nu? Dar sper că e varianta mai OP. 90 și cât? 90 simplu, e varianta mai slabă, bănuiesc. Dar nu era o color ăsta, și uniform. Chiar decent, e 30 de K, 20 de K, măcar e high rating, 90 OVR. Și avem și un 85 ori 3, 3 jucători 85 plus, 2 walkout-uri din ăsta și eu sunt mulțumit. Nu vine niciunul, efectiv vine 3,85, am înțeles. Jale rău de tot, 3 jucători 85. Dar mai luăm de aici niște pachete interesante. Stai așa că mai avem la obiective. Stați că obiectivele nu s-au terminat, că avem pachete infinite, băieți, în clipul ăsta. Deschidem un 80 ori 5. Și e walkout, bine, haide. Ceva ca lumea, 88-89. E o simen 88, perfect, mă. Da, mă, da, aia zic, mă. Dăm și un double walkout. Nu, doar o simen 88 simplu. 80 ori 10, haide. Și este walkout. Dar vine ceva. Italia, goalkeeper, Donnarumma pare că e. Donnarumma 87 simplu aici. Un singur jucător walkout. Hai să vedem ce prindem din acest 1 din 3. 85 plus și... Bum. Bine ăsta. Berbatov 93, bine dacă vrei. Vezi că arată șmecher cardul ăsta. Nu e foarte scump, dar cardul arată bombă. Are și Trivela Plus și Finesh Shot Plus. E varianta bună a lui Berbatov. E 150 de mii. Chiar interesantă Berbatov ăsta. Îl băgăm în club așa frumos. Hai că e win. Și mergem și deschidem acest 85 ori 2 care vine cu walkout. Încă un hero de ăsta, ia. Și? Încă o dată Berbatov, pe bune? Cum ar fi același card? 92-93 cât avea. Nu, e varianta mai slabă a lui Berbatov, vine varianta de 89, ok, luăm două variante a lui Berbatov de două ori la rând. Da, chiar ciudat pe opening-ul ăsta. Da, și o să mai mergem, și o să mai facem, că mai avem aici upgrade-uri, mai facem 3,83x10 și după facem Icon Pick-ul. Ultimele pachete înainte de Icon Pick, 3,83x10, 4-5 jucători walkout și eu sunt mulțumit, ok, din primul vine walkout. Polonia, goalkeeper, Szczesny încă o dată, da, clar Szczesny. Nu, doar Szczesny, băieți, din păcate. Un jucător de 90 dacă mi-ar dar fi perfect. Hai să vedem, 83x10. Dă-mă un jucător de 90, mamă, ce, că nu-mi dă nici 86. Nu mai zic nimic. Să duc la Quixel, băieții ăștia. Și ultimul, 83x10, frate, vine cu walkout, dar nu cred că vine nimic senzațional. Haide, Harry Kane. No, iar mea sau Saka. Saka și în spatele lui o are pe Little 86, tot jucătoare de la Arsenal. Ok, și am reușit să fac și echipa asta, trebuie să fac câțiva jucători speciali. Și hai să vedem cum va fi Icon Pick-ul ăsta minunat. Jucătorul pe care mi-l doresc cel mai mult e Ronaldinho Thunderstruck, dar greu să pice. Totuși, hai să vedem ce luăm. Facem din nou cu Stats Reveal, deci avem 1 din 3 88 plus. Hai să vedem, băieți, chiar am emoții. Ok, primul 80 physical. E atacant cel mai probabil, are ceva strength, dribbling bun. Trebuie să aibă dribbling bun dacă vreau să fie bun, că e totuși Icon forță. Nu, e slab. E foarte, foarte slab. E Winter Wild Cards, e Shearer, ok. Al doilea, hai să vedem al doilea. Physical, cât are physical? 79. Defending mic, deci atacant. 91 dribbling, arată interesant dribbling-ul. Passing-ul destul de mic, cu shooting-ul foarte mic și pace-ul mic. No slab e Thunderstruck, pare că e. Ok, Figo.
Da, Figo e. E Figo 90. Și ultimul, 75 physical, din nou e atacant, dribbling micus, pase micus, shooting micus, pace micus, e slab și ăsta. E totul inter wildcard, e Lineker. Mama, mi-a dat pe cei mai slab din cei mai slab, ești nebun? Dacă am dintre ăștia, toți Figo ar fi cel mai bun. Hai că le iau pe Figo. Da, din păcate n-am avut noroc la acesta cu un pic, însă sper că v-a plăcut clipul. Dacă mai vreți clipuri de genul, cu pe Copenhagen, cu seria asta de Road to Glory, like acolo, știi ce aveți de făcut. Nu uitați de asemenea să vă abonați. Eu am fost Gianni, v-am pupat. Pa!